Chiar dacă au ratat adevăratul revelion, lăutarii nu s-au supărat. Va veni și rândul nostru, și-au spus. Așa că aseară s-au adunat la un restaurant select din Târgu Jiu, unde au mâncat, au băut și s-au distrat până în zori. Cât despre muzică, nu a fost o problemă, doar erau în sală vreo 500 de artiști din toată țara. Pentru a-i susține, au adus și o formație de la Constanța. Astă vară am organizat la Eforie cu trupa de la Constanța Favori Band, prima ediție, 80 de persoane de început. Așa am început și la Târgu Jiu acum 6 ani. 100, 150, 200, 250 și așa am ajuns la 400. Asta seara o să petrecem. A venit și rândul nostru și asta facem în fiecare an. Ne vedem, suntem un pic la vârf, vedem ce am făcut, ce vrem să facem și urmă ne petrecem și noi. A început seara cu voie bună, așa că nu mă îndoiesc că nu o să fie extraordinar până la final, dar bărbatul meu, știți pe ea, zice, măi, eu merg la Târgu Jiu, dacă tu îmi promiți că acolo, la localul acela extraordinar, se servește combinația aceea de sarmale cu pistil și cu tupul. Și chiar dacă a fost petrecere, artiștii nu au uitat nici de proiectele acestui an. Am scos un album nou, frumos și care să-mi bucure sufletul mie și celor care iubesc cântecul meu. Sincer și călduros la mulți ani, prosperitate și tuturor colegilor noștri, cele mai multe cântări și cei mai mulți bani pe 2015. La miezul nopții a fost adus tortul, iar petrecăreții au desfăcut șampoanele și și-au urat la mulți ani și la mulți bani. Lăutarii promit că și la anul va fi la fel. În noaptea de revelion vor munci, după care vor organiza din nou un revelion doar al lor.